tot mai bine, ca un muie care vine, se aude bine, bine. Zarea, 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 se-aprinde, se-a peste tot dispare. Și Oh,
Aș vrea să împărtășesc în seara aceasta un mesaj cu dumneavoastră. În nota perioadei acesteia a anului, și anume un mesaj despre mulțumire. Peste tot, în jurul lumii, în bisericile creștine, în această perioadă a anului, este o sărbătoare care are dublă semnificație în funcție de locul unde este așezată comunitatea creștină. Sărbătoarea aceasta a roadelor, în care noi, copiii Domnului, ne aducem aminte de toate binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu în timpul anului, care este aproape de final, care este aproape să se încheie, și ne aducem recunoștința noastră înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul la care voi face referire în seara aceasta este din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, unde cuvântul Domnului spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Iată deci, cuvântul lui Dumnezeu exprimă cât se poate de clar și de direct că voia lui Dumnezeu, sau de ce nu, așteptarea directă a lui Dumnezeu de la cei care sunt copii ai Lui, este ca aceștia, ca noi, să fim mulțumitori. Mi-am intitulat mesajul "Mulțumitori în toate lucrurile". Provocarea Duhului Sfânt pentru noi în seara aceasta, vom vedea, este aceea de a ne obișnui sau de a ne disciplina să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. În perioada aceasta, perioada în care trăim astăzi, se vede parcă tot mai accentuat lipsa mulțumirii. Găsim tot mai mulți oameni nemulțumiți. Găsim oameni nemulțumiți cu contextul social. Găsim oameni care sunt nemulțumiți cu contextul economic. Găsim oameni care sunt nemulțumiți cu starea sănătății sau cu starea familială. Găsim oameni nemulțumiți în absolut toate ariile și în toate domeniile vieții. Și cred că într-o perioadă ca aceasta, una din misiunile încredințate de Dumnezeu Bisericii este să arate lumii acesteia, plină de nemulțumire, un alt stil de viață, un alt mod de a trăi, o altă manieră de a duce existența în lumea aceasta. Trist este că uneori ne prinde și pe noi, cei care suntem răscumpărați și care cunoaștem calea lui Dumnezeu, ne prinde și pe noi starea aceasta de nemulțumire și parcă vine ca o mănușă nemulțumirea atunci când este vorba despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Însă vom vedea în seara aceasta că Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că mulțumirea trebuie să fie nota în care noi ne ducem existența în fiecare zi. Și mulțumirea, de altfel, este acea stare a inimii care ne ajută sau ne face să trăim înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, împlinind chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Pentru a nu fi prea teoretici în seara aceasta și pentru a nu vorbi despre o temă doar din punct de vedere teoretic, aș vrea încă de la începutul mesajului să vă întreb dumneavoastră dacă ar trebui să vă descrieți în seara aceasta sau dacă ar trebui să spuneți despre dumneavoastră, ce ați putea spune? Că sunteți un om mulțumitor sau sunteți un om nemulțumit? Dacă ar trebui să faceți o listă cu oamenii pe care îi cunoașteți, pe care îi cunoașteți cei mai bine, cel mai bine, nu pe oameni cu care v-ați întâlnit sporadic sau cu care vă vedeți doar o dată la nu știu cât timp, oameni care sunt în cercul celor apropiați dumneavoastră, în dreptul numelor lor, ce ați putea să scrieți? Un om mulțumitor sau un om nemulțumit? Lucrul de care aș vrea să vă aduc aminte în seara aceasta este că Dumnezeu are lista Lui și pentru Dumnezeu noi toți suntem apropiați. Și e mai puțin important de modul în care ne vedem unii pe alții și de modul în care ne văd alții pe noi, deși este important și lucrul acesta, dar important și cel mai important este modul în care ne vede Dumnezeu. Dacă ne-ar evalua Dumnezeu în seara aceasta, ce ar putea să spună despre noi? Suntem oameni mulțumitori sau suntem oameni nemulțumiți?
Pe lângă faptul că Dumnezeu așteaptă de la noi ca noi să fim mulțumitori în absolut toate lucrurile, El așteaptă de la noi să fim mulțumiți conform Efeseni, capitolul 5, versetul 20, și pentru toate lucrurile pe care El ni le-a dat. O mică paranteză aici, nu știu când vi s-a întâmplat ultima dată să vă uitați la lucrurile pe care le aveți sau la situația materială de care dispuneți și să fiți nemulțumit de ceea ce aveți. Este foarte greu să trăiești mulțumitor într-o lume în care progresul este asociat cu starea de nemulțumire. Când ești învățat de pe băncile facultății sau de pe băncile școlilor că pentru a progresa în viață trebuie să fii nemulțumit, care este o minciună grozavă. Nu trebuie să te automulțumești sau să te împaci cu ideea că e bine o stare de mediocritate. Dar asta nu are nimic de a face cu nemulțumire. Că eu cred că oamenii care sunt cu adevărat mulțumiți și mulțumitori sunt oamenii care progresează în viață, a căror viață este binecuvântată de Dumnezeu și oameni care, al căror succes este vădit. Uitați-vă, eu am uitat în general la oameni care au reușit să realizeze lucruri mari din punct de vedere omenesc în lumea aceasta. Să știți că am văzut în mulți dintre aceștia, cel puțin din cei cu care am fost eu înconjurat, am văzut o stare de oarecare indiferență față de influența lucrurilor materiale. Nu gândeau despre posesiunile materiale că ar fi, ce știu eu, ce realizări grozave. Să știți că aceasta este foarte strâns legată, atitudinea aceasta este foarte strâns legată de modul în care noi percepem ceea ce suntem și ceea ce avem. Nemulțumirea este o piedică în realizarea planului pe care Dumnezeu îl are pentru noi. De pildă, în slujire, pentru a lua un exemplu în domeniul spiritual. Dacă eu nu sunt mulțumit cu locul în care m-a așezat Dumnezeu și întotdeauna mă voi compara cu alte persoane cerând lui Dumnezeu să-mi dea ce a dat altora, niciodată n-am să trăiesc plenar sau n-am să trăiesc la capacitate maximă împlinind mandatul pe care mi l-a încredințat Dumnezeu. Apostolul Petru este foarte categoric când transmite bisericii mesajul mulțumirii, spunând credincioșilor că noi trebuie să ne comportăm față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, fiind preocupați de lucrurile încredințate nouă, nu ca unii care le place sau cărora le place să se amestece în treburile altora, tocmai aducând lumină în inima credinciosului sau în mintea credinciosului vis-a-vis de această realitate, dorința de a avea întotdeauna ce au ceilalți. Ce pot să afirm în seara aceasta este că dacă Dumnezeu știa că pentru tine sau pentru mine era mai bine altceva, îmi dădea acel altceva. Și noi trebuie să fim conștienți, așa cum știm numele pe care îl purtăm, de această realitate din lumea spirituală și să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. De ce să fim mulțumitori? E prima întrebare la care aș vrea să găsim câteva răspunsuri din Scriptură împreună în seara aceasta, urmând ca apoi să ne uităm și la întrebarea cum să dezvolt sau cum să fiu mulțumitor, cum să dezvolt o atitudine de mulțumire în viața mea. La prima întrebare, de ce să fim mulțumitori, primul răspuns pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu este că nemulțumirea îl supără pe Dumnezeu. Când Iulian este nemulțumit, aceasta devine o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă vi-aș spune lucrul acesta de la mine, probabil că unii dintre dumneavoastră ați fi îndreptățiți să spuneți n-ai suficientă experiență de viață. Mă uit aici, în sală, sunt mulți dintre noi care deja au trecut prin viață, care ați adunat ani de experiență și poate vă uitați la un predicator tânăr și ați zice, băiete, stai puțin, că mai trebuie să treacă anii și ai să vezi tu cum stau lucrurile în direcția aceasta. Însă cuvântul lui Dumnezeu, când îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 până la 5, când îi se adresează lui Timotei prin Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vorbește despre păcatul nemulțumirii ca făcând parte din acea listă de lucruri care caracterizează vremurile din urmă. Omul lui Dumnezeu, Pavel, îi aduce aminte lui Timotei că în vremurile din urmă, și vreau să citesc cuvântul acesta în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 până la 5, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Deci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfricați, neîmblânziți, iubitori, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Când îi prezintă Apostolul Pavel lista de lucruri care sunt o urăciune, o scârbă înaintea lui Dumnezeu, lucruri care caracterizează de altfel vremurile sfârșitului, pune nemulțumirea în lista aceasta. Învederându-l sau punându-i în vedere lui Timotei că nemulțumirea îl supără, nu-i place lui Dumnezeu. Îl supără pe Dumnezeu. Un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră din Romani, capitolul 1, versetele 18 până la 21, este că mânia lui Dumnezeu, ne spune cuvântul, se dezlănțuie împotriva celor nemulțumitori. Oamenii care nu dezvoltă sau care nu trăiesc în mulțumire înaintea lui Dumnezeu, atrag asupra lor mânia lui Dumnezeu. Și aici cuvântul Domnului ne spune în felul următor, Romani, capitolul 1, versetele 18 până la 21. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu te poți dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor fără pricepere și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Nu știu cum vă uitați dumneavoastră la acest paragraf din Scriptură, dar este îngrozitor să te gândești că Dumnezeu ar putea fi mânios pe tine. Este îngrozitor să trăiești la nivelul sufletului frica aceea că ceea ce se întâmplă în viața ta este drept rezultat al pedepsei lui Dumnezeu. Ori Sfânta Scriptură este foarte clară în ceea ce privește nemulțumirea, spunându-ne că nemulțumirea atrage asupra noastră mânia aceasta lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mulțumirea este o dovadă a transformării făcute de Dumnezeu în viața omului. Omul transformat de Dumnezeu prin împăcarea cu Hristos este un om mulțumitor. Coloseni, capitolul 1, versetele 12 până la 14, tot Apostolul Pavel aduce provocarea bisericilor din perioada primului secol de a fi mulțumitori lui Dumnezeu pentru lucrarea transformatoare pe care Dumnezeu a făcut-o, recunoscând că Dumnezeu este Cel care a contribuit sau a lucrat, a făcut transformarea vieții omului prin Domnul Iisus Hristos. Ori credinciosul transformat, cu alte cuvinte, este omul care se uită către Dumnezeu și îi mulțumește pentru această lucrare de transformare făcută de Dumnezeu în viața lui. Am avut ocazia să lucrez cu anumite persoane care au traversat perioade critice în viața lor în ceea ce privește eșecul, chiar dependențele. Și am stat de vorbă cu unul din tinerii care au fost eliberați în mod supranatural de Dumnezeu. Îmi spunea: Iulian, pe mine Dumnezeu m-a găsit pe stradă. Ajunsesem să dorm în canale, ajunsesem să dorm pe sub mașini ca să-mi scap viața. Și acolo m-a găsit Dumnezeu. Am fost pus într-un centru de recuperare. Acolo am întâlnit oameni ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a luat din starea aceea de jos. Și mi-a dat harul să mă numesc copil al lui. Curgeau lacrimile pe fața acestui bărbat de peste 25 de ani. Este un bărbat care mărturisește de altfel acum și aici în oraș despre puterea transformatoare a lui Dumnezeu, a Dumnezeului care schimbă viața oamenilor. Știți ce m-a surprins pe mine la omul acesta?
privirea lui, în timp ce îmi povestea cum Dumnezeu l-a găsit, l-a găsit acolo pe marginea șanțului, l-a găsit pe marginea drumului, ochii comunicau bucurie, comunicau o liniște care era de dorit. Pe fața lui, fața lui era senină și vedeam în expresia feței liniște și pace. Pentru că atunci când Dumnezeu transformă viața unui om, Dumnezeu aduce în mintea lui, în inima lui, atitudinea aceasta de recunoștință. Și recunoștința aceasta, mulțumirea aceasta, afectează absolut fiecare domeniu al vieții. De aceea Apostolul Pavel vine și spune că omul transformat de puterea lui Dumnezeu este un om mulțumitor. Este un om care știe să fie recunoscător, mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Apoi, tot Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, cuvântul lui Dumnezeu aici, prin Apostolul Pavel, ne pune în vedere faptul că omul care a fost transformat prin puterea lui Dumnezeu crește în mulțumire. Deci, astăzi este mai mulțumit decât ieri și mâine va fi mai mulțumit decât astăzi. Și poi mâine va fi mai mulțumit decât mâine. Și viața lui este o continuă creștere în ceea ce privește mulțumirea. Nu știu cum suntem noi aici și nu am eu niciun fel de autoritate să evaluez viața vreunei dintre dumneavoastră. Eu nu sunt decât un simplu mesager cu responsabilitatea de a mă măsura pe mine întâi. Dacă mă uit la ziua de ieri, mă întreb înaintea dumneavoastră, fără a da un răspuns neapărat, oare astăzi am fost mai mulțumitor decât ieri? Mă întreb pentru ziua de mâine, care mi este planul? Analizându-mi sau evaluându-mi ziua de astăzi, îmi propun să fiu mai mulțumitor mâine decât am fost astăzi? Tocmai asta spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, că omul acesta care se transforma de puterea lui Dumnezeu, nu numai că este mulțumitor, dar și crește în mulțumirea lui. El merge din mulțumire în mulțumire. Și te uiți la el și e tot o veselie. Și în jurul tău răspândește mireasma aceea a bucuriei. Nu știu dacă ați avut ocazia să stați în prezența unor oameni nemulțumiți. Să știți că starea aceea este foarte obositoare. E foarte chinuitor să ai de face cu un om care întotdeauna își exprimă nemulțumirea. Totdeauna are un da-dar. Și nu vorbesc numai pe linie familială sau nu vorbesc numai în domeniul slujirii. Mă refer și la servici, la școală, în activitățile zilnice. Să nu mai vorbesc când ajungi să lucrezi pentru cineva nemulțumit, care este înveninat de nemulțumire. Știu o situație în Statele Unite, s-a întâmplat, nu se întâmplase în România, sunt sigur. Venea șeful pe la ora 4, după ce toată ziua s-a plimbat prin oraș, venea la ora 4 și punea repede mâna pe scule și le arăta la băieți cum se lucrează. Băieți, așa se face treabă. Și trăgea o oră la lucru acolo, de ziceai că mănâncă pământul și l-ajuta și constituția fizică să facă un randament impresionant și pleca după aia. Sau venea dimineața, odihnit, și le arăta cum trebuie să lucreze ei toată ziua. Și venea după aia seara, mă, dar numai atât ați lucrat. Mulțumirea trebuie să fie crescândă. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, tot în Coloseni, capitolul 3, de aceasta versetele 12 până la 16, este că aceasta este o parte din veșmântul credinciosului sau creștinului răscumpărat de Iisus Hristos. El este îmbrăcat în mulțumire. Se vede mulțumirea în viața lui. Nu este o chestiune pe care o scoate ocazional la vedere. Nu este o chestiune pe care trebuie să stai mult timp lângă el ca să o vezi, ci face parte din veșmântul lui, din îmbrăcămintea pe care o poartă. Te uiți în viața omului acelui și îl vezi mulțumitor. Apoi, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, cuvântul Domnului ne spune că rugăciunile sunt complexate de o atitudine de mulțumire. Știm cu toții că rugăciunile noastre sunt împiedicate sau nu vor fi ascultate dacă avem o inimă nemulțumitoare sau nerecunoscătoare lui Dumnezeu. Deci ne-am uitat
răspunzând la întrebarea de ce să fim mulțumitori, la faptul că nemulțumirea îl supără pe Dumnezeu. Ne-am uitat la faptul că mulțumirea este dovada transformării făcute de Dumnezeu în viața noastră. Dar în partea a treia a punctul acestuia, aș vrea să vedem unul din lucrurile pe care noi nu le știm. Sau cel puțin uneori le uităm sau le neglijăm. Scriptura ne spune că mulțumirea în sine este o cheie. Mulțumirea are putere. Mulțumirea ne dă acces la anumite stări, la anumite experiențe impresionante, înălțătoare cu Dumnezeu. Mulțumirea este cura pentru frică. Cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, ne spune că atunci când noi aducem mulțumiri lui Dumnezeu, fuge frica, vine peste noi pacea dumnezeiască. Și avem acces la binecuvântarea de a trăi fără frică. Una dintre cele mai chinuitoare stări de care poate să aibă parte un om în lumea aceasta este frica sau anxietatea. Pentru anumite persoane devine diagnostic. Trebuie să consume anumite medicamente sau să fie pus pe un anumit tratament pentru a depăși stările de frică. Cheia scăpării de frică este mulțumirea. Nu mă întrebați să vă spun cum operează treaba asta. M-a întrebat un coleg la spital odată, cum adică? Care este explicația psihologică la procesul acesta? Și i-am spus, mi-ar place să pot să-ți răspund la întrebarea asta, dar nu știu. Este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și în momentul în care eu sunt mulțumitor înaintea lui Dumnezeu, pentru lucrurile pe care le am, sunt eliberat de frica de zilei de mâine. Dacă eu îi mulțumesc lui Dumnezeu azi, Doamne, te laud pentru pâinea pe care mi-ai dat-o și îți mulțumesc că mi-ai dat pâine. Știți ce se întâmplă în mintea și în sufletul meu? Fuge frica zilei de mâine, frica că mâine nu voi avea cu ce să mă hrănesc. Pentru că în momentul în care eu verbalizez în fața iadului providența lui Dumnezeu, există putere în cuvintele acestea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Noi stăm încuiați sub tot felul de stări de frică, pentru că nu lăsăm ca inima să ne fie stăpânită de mulțumire. Oameni de afaceri din jurul globului stau toată ziua cu ochii în ecranele care arată cum sunt piețele internaționale și se uită să vadă care sunt bursele și care sunt schimbările care se produc la bursă. Îi găsești pe unii cărunți peste noapte, că au făcut o anumită investiție în anumite, în anumite stocuri sau în anumite, cum le zicem, acțiuni, așa, scuze. Au făcut investiții în anumite acțiuni la o anumită firmă care astăzi a fost pe val și mâine este în vale. Și dintr-o dată încep să tremure. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt în mintea lor disciplinați să vadă că stăpân asupra vieții este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Datorită contextului și împrejurărilor de viață, eu am început de multe ori de la zero. Și vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Cu Dumnezeu am văzut lucruri mari. Cu Dumnezeu am văzut lucruri mari. Îl cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care poate să dea pâinea în mod fizic. Nu vorbesc despre un Dumnezeu care dă pâine în mod simbolic. Îl cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care poate să-ți dea un pat în care să dormi. Îl cunosc pe Dumnezeu ca fiind un asemenea Dumnezeu. Și atunci când mă plec înaintea Lui și îi mulțumesc, peste mine vine pacea aceea lui Dumnezeu, că mâinile acesta care aparține lui Dumnezeu, e mâna Lui și El, cum a avut grijă și ieri, va avea grijă și mâine, binecuvântat să fie numele Domnului. Cheia eliberării de sub puterea fricii e mulțumirea. O altă cheie pe care o găsim în Scriptură este obținerea păcii lui Dumnezeu. Într-o lume tulburată și frământată de tot felul de lucruri și chinuită de tot felul de probleme, omul mulțumitor are peste el pacea aia pe care nu poate să o explice omul, că spune Sfânta Scriptură că întrece orice pricepere. Pentru că mulțumirea aduce în noi pacea lui Dumnezeu. O altă cheie pe care o găsim în Scriptură
este puterea de a ne ruga fără încetare și de a ne bucura totdeauna. Dacă citim în 1 Tesaloniceni, versetele premergătoare acestui verset pe care l-am citit în seara aceasta, auziți ce spune aici cuvântul Domnului. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu e așa că bucuria continuă pare o situație sau o stare de irealizabilă? Sau rugăciunea continuă pare irealizabilă? Ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că atunci când noi avem inima plină de mulțumire, celelalte vin în mod natural peste noi, peste viața noastră. N-am înțeles structura aceasta când am pregătit mesajul acesta. Unul din autorii pe care am consultat încerca să mă convingă de structura chiastică a pasajului acestuia, de forma în care este pus argumentul în paragraful acesta. Până când n-am citit Proverbe, capitolul 15, versetul 15. Știți ce spune cuvântul Domnului acolo? Poate se poate afișa pe ecran. Proverbe 15 cu 15. Că omul mulțumitor are un ospăț necurmat în inima lui. Proverbe 15 cu 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Pentru că atunci când noi păstrăm în inima noastră mulțumirea, primim puteri nebănuite din partea lui Dumnezeu, în mod supranatural. Și cred că se merită să zicem binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Cum să fii mulțumitor? Primul gând sau prima provocare pe care vreau să o las cu dumneavoastră în seara aceasta, ca răspuns la această a doua întrebare pe care o aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, este că Dumnezeu ne cheamă să nu uităm că totul, absolut totul, este spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Apostolul Pavel putea să spună: dacă sunteți atenți, veți realiza că multe din lucrurile care vi se întâmplă lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Putea să spună Apostolul Pavel lucrul acesta. Apostolul Pavel însă exprimă cu o convingere absolută că noi, copiii lui Dumnezeu, știm că toate, absolut toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Lucrează împreună spre bine. Ne vine foarte ușor să uităm această afirmație din Scriptură atunci când suntem prinși în mijlocul unor strâmtorări. Și eu îl recunosc lucrul acesta înaintea dumneavoastră ca o persoană care am văzut valul încercării nu de puține ori în viață. Atunci când se abate sau când bate la ușa vieții noastre încercarea, indiferent care este forma în care vine, este greu să ne aducem aminte că toate, absolut toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. O experiență recentă, mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce a schimbat Dumnezeu macazul în viața noastră, în ultima experiență pe care am avut-o așa de scurt și neexplicabil. Aveam alte planuri, eram programat, pregătit pentru alte lucruri. Și m-am uitat atunci și mi-am adus aminte, de fapt, de provocarea pe care mi-o face Dumnezeu și am încercat să trăiesc în lumina acelei provocări, chiar dacă n-am înțeles multe lucruri. M-am uitat la tot ce s-a întâmplat și am zis: Doamne, pentru mine nu face sens, nu are logică ceea ce se întâmplă. Dar vreau să-mi iau angajamentul solemn înaintea ta că nu voi cârti. Vreau să-mi iau angajamentul înaintea ta că nu te voi supăra. Vreau să-mi iau angajamentul că nu te voi întreba de ce. Și vreau să-ți spun, Doamne, că dacă Tu ai hotărât să fie așa, așa este cel mai bine pentru sufletul meu. Asta a venit cu multe lacrimi. Nu a fost o afirmație rostită așa, într-o dimineață, că m-am trezit eu, Doamne, să fiu, fac eu pe neprihănitul înaintea Ta. Știți ce vreau să vă mărturisesc în seara aceasta? Că văd că Dumnezeu știe ce face. Binecuvântat să fie numele Lui. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Absolut toate. Și ne vom întreba, sunt întrebări
la care uneori rămânem fără răspuns, fără replică. Cum adică o sarcină pierdută? Unde a fost voia lui Dumnezeu în toate astea și cum lucrează asta spre bine? Nu știu cum lucrează spre bine. Un copil care a murit înainte de a veni vremea decesului? Cum adică pierderea unui loc de muncă? Cum adică? Și lista poate să continue. La cele mai multe situații de genul acesta pot să vă spun cu toată smerenia seara aceasta că nu am răspuns și nu are nimeni răspuns. Răspunsul îl are Dumnezeu. Dar credem din toată inima că Dumnezeu știe ce face, binecuvântat să fie numele Lui. Și rămânem încrezători în mâna acestui Dumnezeu suveran, trăind fiecare zi pe care ne-o dă la nivelul cel mai înalt posibil, fiind recunoscători și plini de mulțumire înaintea Domnului. Cum să devii mulțumitor? Disciplinează-te să accepți și să crezi că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Exact ca și rugăciunea uneori. Cei care veniți cu regularitate lunea seara, puteți mărturisi, probabil și la dumneavoastră, că nu toate seriile de luni sunt ca seriile de stăruință pe care le-am avut împreună aici. Sau ca unii care ne rugăm, nu? Și ne place rugăciunea. Nu toate rugăciunile pe care le înălțăm înaintea lui Dumnezeu sunt într-o, trăire lăuntrică înălțătoare. Sunt multe dintre ele în care aproape că scoatem cuvintele cu patentul, nu? Însă ne rugăm pentru că știm că disciplina aceasta face bine sufletului și știm că rugăciunea aduce putere peste viața noastră și știm că rugăciunea este modul în care noi ne exprimăm sau legătura noastră cu Dumnezeu este posibilă datorită rugăciunii, datorită harului de a comunica cu Dumnezeu. E bine, la fel este și cu mulțumirea. Vă spun o noutate în seara aceasta, aducându-vă aminte de o realitate cu care ne confruntăm toți. Că a fi mulțumitor nu vine de la sine. A fi un om mulțumitor nu vine de la sine. De cele mai multe ori implică pierderi sau trăim pierderi în viață. Și de cele mai multe ori ne simțim justificați să ne aducem, să ne exprimăm nemulțumirea față de anumite decizii luate în dreptul nostru. Să nu mai vorbim când drepturile noastre elementare sunt încălcate. Fără a face aluzie la ce se întâmplă zilele acestea. Dom'le, nu se poate! Depășește demnitatea umană, am să mă duc și am să spun, pentru că nu se poate așa. Fii un om mulțumitor. Și ceea ce ai în suflet, frământările pe care le porți cu tine, spune-i-le lui Dumnezeu întâi. Comunică într-o manieră civilizată faptul că nu ești de acord cu anumite stări, cu anumite situații, dar rămâi un om mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru absolut tot ce se întâmplă cu tine. Lucrul acesta îți va aduce mari, mari binecuvântări. Nu este nimic mai prețios decât perina aceea liniștită seara, când te pui cu capul pe perină și adormi în pace, căci Dumnezeu îți dă liniște în locuința ta. Mulțumirea te duce într-o asemenea stare. Mulțumirea face din tine un om vesel, nu vesel ca o manifestare a temperamentului, ci vesel în lăuntrul tău, în inima ta. Că poate unii dintre noi nu ne manifestăm veselia ca alții, dar bucuria creștină este de fapt mulțumirea aceasta, starea aceasta de bucurie lăuntrică produsă de mulțumire, este de fapt acea stare de pace, pe baza căreia facem fiecare pas în viață. Disciplinează-te să crezi și să accepți că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă va veni la tine o persoană și îți va cere sfatul cu privire la o anumită situație de nemulțumire, nu da concurs nemulțumirii spunând așa e viața, e greu. Invită acea persoană să urce pe o altă treaptă în viață, spunându-i, chiar dacă nu știu ce te-aș putea sfătui, fii mulțumitor lui Dumnezeu, încearcă soluția aceasta și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta. Am avut ocazia, datorită contextului slujirii mele, să ajung în viața unor oameni greu încercați, în multe rânduri. Și pot să vă mărturisesc în seara aceasta,
că oamenii mulțumitori lui Dumnezeu traversează perioadele cele mai critice, mai ușor decât oamenii nemulțumiți. Pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu și știm care este trăirea lăuntrică pe care o avem față de Dumnezeul suveran, Dumnezeul creator. Putem să acceptăm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Pentru că asta spune cuvântul, că cei care iubesc pe Dumnezeu au parte de un asemenea har din partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 5, versetele 3 la 5, și de asemenea în Matei, capitolul 5, versetele 10 și 12, găsim faptul că omul care este conștient de faptul că Dumnezeu este în control, are puterea să treacă cu fruntea sus în mijlocul necazurilor și în mijlocul prigonirilor sau în mijlocul problemelor cu care se confruntă în viață. Și de cele mai multe ori, lucrurile acestea merg împotriva rațiunii umane. De cele mai multe ori. Nu e așa că și noi ne simțim surprinși când vedem o persoană care ar trebui să fie întristată, că este plină de bucurie? Am fost invitat la o mormântare la o fetiță de 12 ani care a fost călcată de mașină pe trecerea de pietoni. Am fost surprins pentru că mormântarea era în context american și era foarte diferită de cum era la noi. Cum ce se întâmplă la noi, la seriile de priveghi. Și nu știam dacă, nu știam exact unde sunt. Au început să spună tot felul de glume, să râdea toată sala, de se prăpădea acolo. Mama fetei, pentru că ea era româncă, a venit pe scenă și a vrut să spună câteva cuvinte, cu ochii în lacrimi. A vorbit despre ce a însemnat binecuvântarea de a o avea pe fata asta pentru 12 ani în viață. Și apoi a cântat o cântare. Știți ce m-am întrebat atunci? Ce-i în minte la femeia asta? Păi cum poți să cânți când ai în sicriu în fața ta propriul copil? Lucrul la care noi nu avem explicație, Dumnezeu are explicație. Pentru că omul care trăiește într-o relație curată cu Dumnezeu primește puteri din partea lui Dumnezeu de a traversa perioadele critice, diferit de modul în care traversează aceste perioade omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și astea sunt realități palpabile, întâmplate, pe care le putem vedea. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniem ca răspuns la întrebarea cum să dezvolt sau să așez în mintea mea starea aceasta de mulțumire. Exprimă mulțumirea în mod voit în absolut toate rugăciunile pe care le înalți înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a te pune să servești masa, este una dintre cele mai banale, cu ghilimele de rigoare, rugăciuni pe care noi le facem în cursul zilei. Nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu că pâinea aia pe care o ai în față vine de la El. Nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-i spui Domnului, Doamne, te laud și îți mulțumesc pentru purtarea ta de grijă. Se întâmplă adesea că noi suntem atât de focalizați pe sfințirea mâncării și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dacă e ceva necurat atașat de mâncarea aceasta, dă-l o parte. Și am auzit de multe ori rugăciuni de genul acesta înălțate înaintea lui Dumnezeu. Încât uităm că, de fapt, scopul rugăciunii la masă este acela de a fi recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că ai în fața ta o bucată de pâine și ai resursele necesare pentru deținerea vieții. Când te pui pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și îți aduci cererile tale înaintea Domnului, conform Filipeni, capitolul 4, versetul 6, noi trebuie să ne aducem cererile înaintea lui Dumnezeu împreună cu mulțumirile noastre. Și când îi spun lui Dumnezeu, Doamne, am cancer, înainte de asta, pot să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că în ciuda diagnosticului atât de greu, fiecare zi pe care o am, o primesc de la Tine. Sau înainte de a-i spune lui Dumnezeu că urmează să mergi la o operație, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că cei 20, 30, 50 de ani pe care mi-ai dat, am văzut brațul Tău atotputernic și am văzut mâna Ta la lucru peste viața mea. Obișnuiește-te să aduci cererile tale înaintea lui Dumnezeu împreună cu mulțumirea. Mulțumește-i întâi lui Dumnezeu. Nu vine ușor lucrul acesta,
V-am mai provocat eu și cu altă ocazie să vă notați, să vă scrieți rugăciunile. Eu când am fost, când mi s-a cerut într-un program de instruire să fac lucrul acesta, am crezut că, că profesorul și-o pierdut minții. Am zis, dar cum să-mi scriu rugăciunea? N-am făcut asta niciodată. Și ne-a pus în fiecare zi, pentru 30 de zile, să facem un jurnal și să notăm rugăciunile pe care le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Și apoi le-am analizat împreună cu profesorul de formare spirituală. Și a zis, vezi de câte ori te repeți. Vezi de câte ori ai uitat să menționezi anumite lucruri. Vezi? Și m-a ajutat să-mi văd în vocabularul pe care îl folosesc pentru rugăciune, în rugăciunile mele, să văd minusurile pe care le am. Dar ceea ce s-a întâmplat în procesul acela sau în experiența aceea n-a fost nimic altceva decât să mă ajute să fiu mai atent la modul în care mă rog înaintea lui Dumnezeu. Și mi se întâmplă că greșesc de multe ori și astăzi. Dacă vrem să dezvoltăm o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este să ne obișnuim să ne manifestăm mulțumirea în fiecare rugăciune pe care o înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Când ne formulăm cererile, să aducem mulțumiri întâi și apoi să-i cerem ceva lui Dumnezeu. Pastorul Johnson Oatman Jr., fiul cunoscutului compozitor de imnuri, a compus și el câteva cântări și una dintre ele, care este celebră și cunoscută, a rămas în multe dintre cărțile de imnuri până în ziua de astăzi. Este imnul Numără-ți binecuvântările. El spunea, numără multele tale binecuvântări, rostește-le pe rând și atât. Mare-ți va fi surpriza câte Domnul ți-a făcut. Obișnuiește-te să te uiți la ceea ce ți-a dat Dumnezeu înainte de a fi nemulțumit pentru ceea ce nu ai. Și vei vedea că mult mai multe sunt lucrurile pe care le ai decât cele pe care nu le ai sau pe care ți le-ai dori. Și vei vedea că Dumnezeu a fost credincios în scurgerea anilor și te-a binecuvântat. Obișnuiește-te să-ți exprimi mulțumirea înaintea lui Dumnezeu chiar în mijlocul greutăților. Cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, capitolul 6, versetele 10 și 11, ne prezintă un om de la care toți avem de învățat, care atunci când a venit porunca de la împărat să nu se mai roage nimeni vreunui Dumnezeu, știți ce a făcut? A deschis ferestrele larg către Ierusalim și spune cuvântul lui Dumnezeu că el aducea laudă lui Dumnezeu în fiecare zi. Asta era inima lui Daniel. Nu venea Daniel înaintea lui Dumnezeu să-i spună, Doamne, vezi nenorocirea în care mă aflu. A făcut el și lucrul acesta ulterior. Însă când a deschis ferestrele zilnic înaintea lui Dumnezeu, lucrul pe care îl făcea înaintea Domnului, în mijlocul greutăților, în mijlocul provocărilor pe care le avea, să știți că era plină campanie electorală. Trebuia ales vicepreședintele, să nu zicem alte funcții mai pe aproape pe aici. Când se decidea soarta lui și se uitau cei care ar fi vrut poziția lui și au început să spună, cum am putea să-l dărâmăm? Numai în felul acesta. A știut Daniel strategia lor sau n-a știut-o? Cred din toată inima, chiar dacă Scriptura nu spune lucrul acesta, că om al lui Dumnezeu fiind, vorbind cu Dumnezeu în fiecare zi, Daniel a cunoscut ce se întâmpla și de aici a primit pacea și liniștea lăuntrică de a deschide acea fereastră către Ierusalim și de a lăuda pe Dumnezeu. Pentru o scurtă trecere în revistă, de ce să fim mulțumitori? Nemulțumirea îl supără pe Dumnezeu. Mulțumirea este una din dovezile transformării făcute de Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Mulțumirea în sine este o cheie care deschide binecuvântări nebănuite în experiența noastră spirituală. Cum să dezvolți acea stare de mulțumire sau să devii mulțumitor? Nu uita că totul este spre binele tău, pentru că ești un om care îl iubește pe Dumnezeu. Și obișnuiește-te să-ți exprimi mulțumirea în fiecare rugăciune pe care o înalți înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu un gând pe care William Hendrickson îl lăsa pe filele de istorie. El spunea, când o persoană se roagă fără a mulțumi, a legat aripile rugăciunii și aceasta
nu mai poate să fie înălțată. Doamne, ajută-ne să fim oameni mulțumitori. Amin.